Institutului Cultural Român, doamnelor și domnilor, șefi de misiuni diplomatice, consulare și de institute culturale, stimați invitați, bine ați venit! Mă bucur că ne revedem la reuniunea anuală a diplomației românești. În acești 10 ani am reușit să obținem, prin eforturile noastre comune ca echipă, o serie de succese valoroase pentru România și pentru bunăstarea și mai ales siguranța cetățenilor români. Acțiunea diplomatică a fost dinamică și substanțială. Folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi pentru implicarea dumneavoastră. La finalul acestor 10 ani de mandat, pot să spun cu deplină convingere că identitatea României pe plan extern a câștigat în substanță, iar profilul țării noastre a crescut, poate chiar exponențial. România a devenit un actor regional, european și internațional credibil, implicat și respectat, un furnizor de stabilitate și de securitate. Împreună am reușit să construim oportunități, să acționăm hotărât, să ne apărăm interesele strategice și să fructificăm apartenența la Uniunea Europeană și la NATO sau la formatele multilaterale ori regionale. România a eficientizat cooperarea cu partenerii cu care împărtășește aceleași valori, viziuni și obiective la nivel internațional și a diminuat sau chiar eliminat dependența de actorii care au abordări contrare. Pe aceste baze, complicat cu telefoanele, domnul ambasador. Pe aceste baze, politica noastră externă va continua să fie și de aici înainte predictibilă și mai ales de consens național, pentru că liniile directoare majore rămân clare pentru dumneavoastră. Consolidarea rolului și a influenței în Uniunea Europeană și NATO, aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, precum și diversificarea dialogului bilateral cu partenerii de pe toate continentele, ca parte a eforturilor de susținere a valorilor democratice, a multilateralismului și a sistemului internațional bazat pe reguli. Crizele din ultimii ani, pandemia și efectele sale, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, conflictul din Orientul Mijlociu au reprezentat provocări dificile. Reacția noastră a fost promptă și eficientă, demonstrând că diplomația este un instrument esențial pentru buna funcționare a statului în slujba cetățenilor și totodată pentru asigurarea securității acestora. Diplomația a devenit astfel o componentă activă a Sistemului Național de Securitate, așa cum este firesc să fie. Îi felicit pe șefii de misiuni diplomatice și oficii consulare care au acționat eficient și empatic în relația cu cetățenii români aflați în situații de criză. Vă încurajez să rămâneți implicați pentru a putea face față oricăror provocări care vor apărea. Doamnelor și domnilor, România, ca vecin al Ucrainei și stat riveran la Marea Neagră, se află în prima linie a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Pe palierul de securitate și apărare, ca stat membru al NATO, România are un rol constructiv și de factor de echilibru, fiind un furnizor de securitate și de stabilitate.